Spectacolul Act Like School urmărește atitudinea elevilor, părinților și profesorilor față de educație și față de modul în care se derulează procesul educațional în România. În cadrul piesei de teatru, personajele acționează în sensul schimbărilor necesare, dar rămân blocate într-un cerc vicios unde nu își regăsesc interesele și scopurile. Întrebările și dilemele acestora sunt de fapt cele ale adolescenților din ziua de azi. Încercăm să discutăm cu elevii despre cum se poate schimba ceva în jurul lor, cu ajutorul lor. Prin piesa de teatru pe care am făcut-o împreună cu cei de la Social Act Theater, încercăm să le arătăm copiilor că schimbarea depinde de fiecare dintre noi. Piesa asta îi provoacă, să le arate că civilizația depinde de ei. Spectacolul este unul de teatru social care ridică întrebări de interes pentru elevi, părinți și profesori și își dorește să trezească în final conștiințe. Pentru mine școala reprezintă... Cel mai mult la școală îmi place să... Cel mai mult la școală urăsc... Tu crezi că ești un elev bun? Da, cred că da. Nu sunt foarte bun, dar încerc să răspund, să fiu tot timpul cu mâna pe sus, să ajung la timp, la ore. Profesorii consideră că este necesară această conștientizare civică în rândul elevilor, dar și a cadrelor didactice care trebuie să înțeleagă că schimbarea se face prin fiecare dintre ei. Elevii noștri au nevoie de educație cât mai multă, iar la ceea ce asistă astăzi, cred că este o provocare pentru ei și cred în această schimbare. E nevoie de o schimbare. Brăila este al doilea județ unde este prezentat acest spectacol de teatru social, iar în zilele următoare va fi vizionat de elevi din mai multe licee locale.